Bună seara, un bun regăsit în activitatea deja devenită tradițională la Cafeneaua Complexității, în Club 24. O emisiune, să zicem, care se dorește a fi o sămânță pentru alt fel de lume. Este, în principiu, un dialog în care intersectăm domenii diferite, oameni diferiți, dar care au ceva în comun, dorința de a contribui la o schimbare reală, nu doar, să zicem, de prezentare conceptuală și atât. După cum vă aduceți aminte, Centrul de Studii Complexe a avut ca element central sau și-a luat ca misiune centrală problema legată de paradigma complexității și difuzia socială a paradigmei complexității. Paradigma complexității este un mod de a vedea. Nu este o sumă de unelte conceptuale precum, știu eu, tradiția la haos, teoria catastrofelor, sinergetică și multe altele, cum unii cred. Deci este integrarea acestor unelte într-o formă de gândire, într-o viziune generală, care în principiu generează ceea ce numim în momentul de față o schimbare de paradigmă, care naște treptat o structură socială. Structura asta socială, în principiu, are o denumire, poate mai mult sau mai puțin fericită, se numește societatea cunoașterii sau societatea bazată pe cunoaștere. Bineînțeles că întotdeauna societatea s-a bazat pe cunoaștere, numai că de data asta cunoașterea devine factor formativ, devine chiar produs. Cunoașterea devine, și producția de cunoaștere devine o problemă fundamentală și devine un germen de valoare. Se duce către non-tangibil și așa mai departe. Am mai discutat aceste lucruri, numai că de fiecare dată am discutat din perspectiva practică a științei, a promovării părții conceptuale, a promovării teoriilor, a luării contactului cu persoane care deja sunt personalități în domeniul respectiv al arhitecturii, folosind partea de complexitate, sau al tehnologiei, folosind partea de complexitate. Nu am reușit de fiecare dată să ne apropiem de ceea ce se numește în momentul de față poate partea de implementare, pentru că, în fond, voința politică este elementul care face ca o idee sau o viziune să devină realitate în structura socială actuală. Dimensiunea politică pare ruptă de omul de știință și omul de știință pare ruptă de dimensiunea politică. Cu toate astea, în ultima perioadă, programele de cercetare europene încep să scoată în evidență că, de fapt, trăim la o altă scară, o scară globală, e o scară de interacțiune globală, începe să avem dovezi pentru asta și prima scară la care trebuie să ne oprim în clipa în care avem un salt din dimensiunea noastră românească este dimensiunea europeană. Ce înseamnă această problemă? Tot auzim la televizor în fel de fel de discuții, dar de fapt ce înseamnă o cale europeană? Pentru asta ne-am adunat astăzi cu un invitat absolut deosebit, un prieten bun, pe care îl prezint cu ocazia asta și colegilor de la Piatra Neamț, care ne urmăresc acum prin transmisia video, transmisie imediată de firma video, care îi mulțumim de fiecare dată pentru sprijinul acordat. E vorba de Dan, prieten și în același timp fondatorul a ceea ce se numește Calea Europeană, și o structură de tip organizație non-guvernamentală, dar în același timp un vector activ în structurarea în țară și în sănătate a ceea ce se numește viziunea României în calea europeană. Dar ne-ai bubelit. Mulțumesc foarte mult, domnule profesor. Bună seara tuturor. Mă bucur să revin la Cafeneaua Complexității. Este unul dintre proiectele dragi noastre, domnule profesor, dragi celor care sunt astăzi seara aici și dragi și mie. Mi-amintesc că încă de la primele ediții am transmis pe calea europeană pe site minunatele sedi sub egida Cafenelei Complexității. Am pregătit o prezentare, așa se face acum în occidentale, așa ne-au învățat, că de bine să ai suport PowerPoint. Dar mă gândeam cum să mă prezint pe mine și mi-am dat seama, ascultându-l pe domnul profesor, că m-am pregătit pentru a fi informatician la liceu, apoi m-am pregătit pentru a fi avocat sau magistrat la facultate, terminând facultatea de drept, și am ajuns să lucrez ca jurnalist. Și ca jurnalist am ajuns să lucrez ca avocat al unei teme, al unei valori în care cred și această valoare este eminamente europeană. Ca avocat al căii europene și ca om care din 2006 încearcă să promoveze în România valorile europene, am venit în această seară pentru a vă vorbi despre
Ce am descoperit eu? Că este și poate ce ar trebui să fie România europeană. Aceasta este caleeuropeană.ro. Este o parte a proiectului Calea Europeană. Site-ul care are deja câteva mii de prieteni pe Facebook și sute, uneori chiar mii de prieteni care ne vizitează zilnic chiar pe pagina aceasta. Obișnuia să fie și o emisiune cândva pe B1 TV între 2006 și 2011. A revenit pe sticlă pe TVR1, este în fiecare seară de vineri la 18:50 de minute. Și când am introdus această imagine pe slide, nu mă gândeam că voi avea un dialog înainte de această prezentare, chiar aici în cafenea, cu un tânăr student de 19 ani, care mă întreba ce e cu Uniunea Europeană, ce este cu relațiile cu China, de ce atâta încordare, a făcut bine sau n-a făcut bine România că i-a primit pe chinezi, oare ce o să riscăm din chestiunea asta și, în final, e bine, adică am pățit atât de multe lucruri și așa de multe probleme avem de când am intrat în Uniunea Europeană. Nu cumva ne oprește din dezvoltare. Dialogul acesta n-ar face sens, ca și multe alte dialoguri, dacă n-am urmărit aceste imagini. Unii dintre noi, eu sunt mai în vârstă, cel puțin față de mai tânărul meu prieten din acest dialog. Dar mulți dintre noastre cunosc nemijlocit importanța acestor simboluri, acestui simbol în primul rând. De aici am plecat, recent. În 1989, atunci când ne-am dorit libertate. Ce s-a întâmplat cu libertatea noastră? Cum am folosit-o noi ca oameni și ca țară? O să descoperim și în cifrele, dar și în câteva dintre ideile pe care vi le-am pregătit. În 2004, România a intrat în NATO. Știm că asta s-a întâmplat cu prețul unor vieți omenești, cu militari români care au căzut în teatre de operații sau și-au riscat viața în teatre de operații. A fost primul pas către integrarea în spațiul occidental, din punct de vedere al valorilor și nu neapărat al teritorialității. Ce a urmat după aceea, în 3 ani de zile, România a intrat în Uniunea Europeană. Regăsiți aici 2 imagini. Una dintre ele este folosită de regulă de către instituțiile europene pentru a arăta visul frumos al Europei Unite, cu acest copilaș așezând steluțe pe nisip. Și o imagine, nu neapărat în oglindă, cu un om sfâșiat de griji, având în fundal steluțele Uniunii Europene. Cam acestea sunt cele 2 extreme. Visul european și coșmarul european, după o perioadă de criză adâncită, din care Europa Unită încă se pare că nu a ieșit. Unde este România în toată această chestiune? Am exclus fluturașii electorali raportați de politicieni, dar cifrele sunt reale. În 2008, PIB-ul României avea aproape 140 de miliarde de euro, valoare la care tinde să se revină în 2013 după aceste prăbușiri generate de criza economico-financiară. Așa arată în cifre, dar pare că ne revenim la nivelul din 2008. Dar haideți să vedem ce se întâmplă cu bunăstarea noastră. Pentru că asta am așteptat de la Europa, în primul rând. O viață mai bună, o bunăstare pe care fiecare dintre noi o resimțim diferit. Bun. Între 2009 și 2012, PIB-ul pe cap de locuitor a crescut. O să-mi spuneți dacă ați simțit sau nu. Nu știu, nici eu nu am simțit chestiunea asta, dar așa arată în statistici că a crescut. Da? Cu toate acestea, este de 4 ori mai mic decât media din Uniunea Europeană. Ne referim acum la decalajele de dezvoltare. România se află de asemenea în urma majorității țărilor europene și din punct de vedere al dezvoltării economice. Sursa, și vă recomand să citiți acest lucru, este un document în premieră pregătit de un stat membru. Au fost multe critici legate de modul în care România și-a făcut temele pentru perioada de alocare financiară 2014-2020, cadrul financiar multianual la nivel european. Se numește acordul de parteneriat cu Comisia Europeană și îl regăsiți pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene, dar și pe caleeuropeană.ro. Bun. Cum se structurează poziționarea României între statele membre? O pondere a PIB-ului din industrie 29%, agricultură doar 6,6%, am văzut din nou
în presă despre grânarul Europei care se plimbă la braț cu tigrul asiatic. Și una dintre cele mai mici ponderi ale activităților de afaceri și serviciilor financiare, doar 15%. Un șomaj în creștere la 7% pare mai puțin decât ce se întâmplă în Europa, dar din păcate pentru România șomajul real e posibil să fie cu mult mai mare. În orice caz, în rândul tinerilor este alarmant, o să vedem și aceste cifre. 30% din populație aparținând grupe de vârstă 20-64 de ani este inactivă din punct de vedere economic. O treime dintre românii care trebuie să fie activi. Puțin peste 4 milioane de locuri de muncă sunt salarizate în România. În Slovacia, unde am avut ocazia să merg, jumătate din populația țării lucrează. Toată populația țării. Bun. 14% din populație cu vârstă mai mare de 65 de ani în 2012, față de 11% în 1992, îmbătrânim. De asemenea, din punct de vedere al situației activităților economice, suntem pe penultimul loc în Europa. Mai sunt și alte date pe care nu o să insist acum. O să aveți prezentarea la dispoziție. Investițiile străine. Până în 2011, apropo de cei care se întreabă ce beneficii a avut România față de costurile pe care a trebuit să le suporte după intrarea în Europeană. Păi să vedem. Până în 2011 avem 55 de miliarde de euro din investiții străine directe. Unde s-au dus acești bani? Industrie prelucrătoare, produse chimice, plastice, autovehicule, echipamente de transport, sectorul prelucrării metalelor și așa mai departe. Cele mai puternice intrări de investiții străine între 2004 și 2008. Ce se întâmpla în 2004? Vă amintiți? Tocmai intram în NATO. Apropo de ce se întâmplă când, iată, te apropii de aceste spații. Sigur, și pe fondul privatizării, ulterior, fluxurile de investiții coborând abrupt din cauza crizei. Acesta este graficul investițiilor străine. Uitați cum arăta România anilor 2000, cu 5 miliarde aproximativ de euro care intrau în țară, și evoluția până în 2008, urmând ca, iată, în 2009 să asistăm la o prăbușire a intrării capitalelor străine în România. Lucru care s-a răsfrânt, evident, și în nivelul nostru de bunăstare. Exporturile românești au crescut cu peste 50% între 2007 și 2011, 45 de miliarde de euro, am exportat mașini, dar și alimente, băuturi, textile și așa mai departe. Există un potențial identificat în strategia de profil la nivel național. Cred că aplicăm varianta B. Mediul de afaceri. Mediul de afaceri, știm deja acest lucru, e o poezie tristă, un mediu afectat de corupție, de cote de impozitare, de birocrație, de acces la finanțare, de reglementări fiscale, de infrastructură, inflație, instabilitate politică. Asta este țara în care trăim. Sursa este un raport mondial. Accesul la finanțare. Ne așteptăm, nu? La o creștere. 3/4 dintre cei 4 milioane de români care lucrează, lucrează totuși în mediul privat. Accesul la finanțarea IMM-urilor rămâne problematic. 15% din IMM-urile românești au raportat probleme la acces la finanțare în 2011, față de 27% în 2009. Ce se întâmplă cu IT-ul, industria IT? Nu știu dacă știați, dar 36% din întreprinderile românești au un site web, față de 71% la nivel european. Datele sunt recente. Repet, sunt în proiectul de acord transmis de către Ministerul Fondurilor Europene. Doar 5% dintre IMM-urile cu 10-250 de angajați au vânzări online, față de 13% la nivelul UE. 5% dintre persoanele fizice, vorbim de partea cealaltă a mecanismului, și 11% dintre utilizatorii de internet cumpără online, față de 45% și 59% din Uniunea Europeană, 27% media Uniunii Europene în 2012. Și la interacționarea cu autoritățile publice, doar 63% din întreprinderile românești foloseau această cale, față de 87% media europeană. Și 31% dintre români utilizau serviciile de e-guvernare, în condițiile în care ținta europeană este de 50%. S-ar putea să vi se pară foarte seci aceste cifre. Am încercat să le pun la oaltă pentru a
pentru a vă oferi o viziune de ansamblu, pentru că fiecare dintre noastre, studenți, profesori, oameni de afaceri, cercetători, vă confruntați direct sau indirect cu diverse situații legate de România asta europeană și sper ca la finalul acestei prezentări să facă un anumit sens și să înțelegem cu toții mai bine. Eu mărturisesc că încercând să așez toate aceste date cap la cap, am reușit să am o viziune de ansamblu mai aproape de realitate, deși de câțiva ani de zile tot fac demersuri pentru a promova și a înțelege mai bine valorile europene. Bun, se vorbește mult de cercetare, de dezvoltare, de inovare, nu? În special aici, pentru că vorbim de regie, de leagănul cercetării românești. Păi în 2011 România a investit 0,48% din PIB în cercetare-dezvoltare, 80% dintre aceste investiții fiind